v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Primarul municipiului Târgu Mureș, Dorin Flore, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că a trimis o scrisoare premierului României, prin care solicită intervenția acesteia în deblocarea activității administrațiilor publice locale prin soluționarea nesincronizărilor înregistrate la nivel central. Prin intermediul scrisorii trimise premierului României de către edilul municipiului Târgu Mureș, Dorin Flore, a dorit să evidențieze modul în care lipsa de sincronizare a instituțiilor de la nivel central îngreunează desfășurarea proiectelor de interes la nivel local. În acest sens, primarul Târgu Mureșan a evidențiat situația Iazului Batal, unde lucrările sunt stopate din cauza unor proceduri birocratice. Blocaje care se întâmplă repetat și nepermis între administrațiile locale și centrale, e vorba de o serie de avize, o serie de metodologii care trebuie să le facă unele ministere și ne îngreunează foarte mult. Vă dau un exemplu, Batalul este gata, faza întâia, s-au epuizat și bani și fonduri și tot și trebuie pornită procedura pentru faza a doua. Faza a doua să stă de aproximativ 5 luni de zile la rugămintea Ministerului Mediului împreună cu fondurile europene să deblocheze metodologia pentru faza a doua. Vă dați seama, cine lucrează între timp? Ce se întâmplă cu societatea? Cine asigură paza? Primarul Dorin Flore susține că aceste blocaje cauzate de la nivel central afectează proiecte importante care pot genera evoluția locală și că problemele întâmpinate de administrațiile publice locale se pot soluționa doar printr-un dialog permanent cu instituțiile centrale implicate în funcție de domeniul de activitate al acestora. Pasionații de automobile, dar și cei care își doresc să descopere o lume a amintirilor pe patru roți sunt așteptați în cetatea medievală din Târgu Mureș, unde au prilejul să se delecteze cu cele mai frumoase mașini de epocă și nu numai. S-a dat startul evenimentelor de amploare la Târgu Mureș. Expo Retromobil și-a deschis porțile astăzi pentru toți doritorii care doresc să-și bucure privirile cu cele mai spectaculoase mașini de epocă. Acesta este un eveniment care poate oferi tinerilor posibilitatea de a conștientiza că acest domeniu poate îmbina pasiunea cu o modalitate de a-și câștiga existența, practicând o meserie de viitor. Nu este prima dată când deschidem evenimente de mai lungă durată și mai complexe în Târgu Mureș cu automobilele. Automobilul este un simbol al dezvoltării tehnicii, a creativității umane a ultimilor 100-150 de ani și noi dorim foarte mult de ani de zile în primărie, lucrăm pentru a promova învățământul dual și în cadrul acestor expoziții sperăm foarte mult că tineri, așa cum se vede și acum la deschidere, și mai puțin tineri, se acomodează cu ideea că în jurul acestor mașini se dezvoltă o serie de meserii din care se poate trăi. Prezent la deschiderea expoziției a fost și consilierul personal al primarului municipiului Târgu Mureș, Claudiu Maior, care se declară mulțumit de reușita edițiilor anterioare și speră ca și pe viitor acest gen de evenimente să ia o cât mai mare amploare în orașul nostru. În ceea ce privește expoziția de mașini, nu pot să vă spun altceva decât că este a treia ediție. A treia ediție în care încercăm încet, încet să venim cu tot mai multe mașini care să dea frumusețe și să vină cu ceva nou. Vreau să le mulțumesc celor care au venit, pentru că nu e ușor să vii din Brașov, din Covasna, din toate, știu eu, județele țării cu mașina până la Târgu Mureș, mai ales că nici vremea nu ne prea ajută. Să dea Dumnezeu să avem un timp frumos și să putem și astăzi după amiază să ne plimbăm cu mașinile așa cum am făcut-o și la celelalte ediții. Peste 40 de mașini și-au anunțat participarea, prezența acestora depinzând de celelalte evenimente de profil care se desfășoară în țară, dar și de vreme, care sperăm să fie una favorabilă. Târgu mureșenii care doresc să sesizeze probleme legate de modul de funcționare a rețelei de iluminat public pot apela la serviciile dispeceratului pentru deranjamente în iluminatul public înființat în Târgu Mureș. Care sunt pașii pe care trebuie să urmați în astfel de situații, aflați în minutele care urmează. Dispeceratul pentru deranjamente în iluminatul public din municipiul nostru, gestionat de operatorul autorizat pentru intervenții în sistemul de profil, conform acordului cadru încheiat cu municipiul Târgu Mureș, poate fi accesat de cetățeni 24 de ore din 24. Inițiativa înființării acestui serviciu a venit în urma discuțiilor purtate cu Târgu Mureșenii. Am înființat un departament care se ocupă de reclamațiile în ceea ce privește iluminatul. Avem un număr de telefon la care Târgu Mureșenii pot să sune și la orice oră vom răspunde solicitărilor. Aici vă dau un exemplu. Dacă pe o stradă nu arde un bec sau dacă se întâmplă să cadă curentul pe un anumit tronson, noi vom răspunde prompt.
Numărul de telefon pus la dispoziția cetățenilor este 0265-259-272. Apelurile fiind preluate direct de dispecerul operativ în intervalul orar 7-15 și de robot în restul orelor. Tot ca o noutate, consilierul primarului Claudiu Maior a anunțat că se vor purta discuții cu reprezentanții a cel puțin 150-200 de societăți comerciale private din municipiu în vederea formării unui birou unic destinat acestora. În cadrul acelui birou unic, societățile să aibă un consiliu consultativ în care să vină cu propuneri în ceea ce privește investițiile pe care le doresc să le facem în Târgu Mureș. Mai pe scurt, dacă o societate dorește să deschidă locuri de muncă, să vină la primărie, să discutăm cu ei și să vedem cum putem să le acordăm facilități și în ce fel doresc facilitățile astea, pentru că sunt anumite reglementări legale făcute deocamdată, dar ne propunem ca pe viitor acel Consiliu Consultativ al societăților să vină cu idei, propuneri pe care Consiliul Local să le voteze și să-i susțină, pentru că până la urmă ei sunt cei care susțin economia Târgu Mureșană. În ceea ce privește rolul dispeceratului pentru deranjamente în iluminatul public, acesta va prelua sesizările prin intermediul dispecerului operativ, astfel încât să se poată ține evidența reclamațiilor primite telefonic și să se organizeze echipele pentru remedierea problemelor din teren, iar durata procesului specific să nu depășească 3 zile. Presarii au răspuns și de această dată provocării lansate de militarii mureșeni, așa că au lăsat deoparte preț de câteva ore agendele, microfoanele și camerele video, pășind în poligonul de trageri din Sânt George de Mureș pentru a-și demonstra dibăcia în mânuirea armelor de foc în cadrul ediției 2016 Cupa Presei la Tir. Așa cum ne-au obișnuit deja, militarii garnizoanei Târgu Mureș au oferit presarilor mureșeni din nou posibilitatea de a schimba echipamentul folosit zilnic pentru structurarea știrilor cu armele de foc pregătite pentru Cupa Presei la Tir. Astăzi, ca în fiecare an, în preajma zilei de 25 octombrie, am organizat Cupa Presei la Tir, o competiție foarte populară în rândul redacțiilor din garnizoana Târgu Mureș și din împrejurimi. Ne bucurăm că am reușit să organizăm activitatea în bune condiții și a fost una de excepție atât prin participare cât și prin rezultatele obținute de trăgători. Această activitate face parte din calendarul zilei dedicate Armatei României, 25 octombrie, calendar care mai cuprinde o serie de alte activități pentru a sărbători cum se cuvine ziua Armatei. Evenimentul organizat cu prilejul aniversării Zilei Armatei Române a reprezentat o nouă provocare pentru jurnaliștii mureșeni. Drept urmare, după instruirea premergătoare tragerilor, aceștia au încercat să țintească cât au putut de bine. Prima oară când am venit să trag în poligon aici, mai ales în cadrul Cupei Presei, foarte bine m-am descurcat, zic eu, deși pistolul mi-a pus puține piedici. Ca întotdeauna organizată într-un mod foarte profesionist, a fost plină de adrenalină și avem și noi ocazia, fetele, să ne simțim la egalitate cu bărbații. Care probă ți-a dat cele mai mari bătăi de cap? Cea cu pistolul. Am tras toate gloanțele printr-o singură gaură. Fie că au obținut sau nu punctajul dorit, presarii s-au străduit să mânuiască bine armele. Locul fruntaș la echipe a fost ocupat de Antena 1 Târgu Mureș, locul 2 de zi de zi, iar ultimul loc le-a revenit colegilor de la Ardeal TV. În ceea ce privește clasamentul la individual, locul 1 i-a revenit lui Sorin Tanțoș, Antena 1, urmat de Alexandra Cotoi, Ardeal TV și Radu Daniel, Antena 1. Ne bucurăm și de rezultatul per total. Am reușit din nou să ridicăm cupa și să o ducem și noi acasă, să le arătăm colegilor noștri. Da, am fost 4, a fost o medie aritmetică, am avut și noi o fată în echipă să nu existe discriminare. Ne bucurăm de fiecare dată să fim alături de reprezentanții armatei, de reprezentanții garnizoanei din Târgu Mureș, cărora le urăm, bineînțeles, un sincer și călduros la mulți ani. A fost o zi foarte reușită, mai ales pentru faptul că am obținut punctaj maxim la trasul cu pușca, nu știu cum se numește exact, dar mi s-a părut mult mai ușor față de anii anteriori pentru că s-a schimbat poziția din care trăgeam și cred că acesta a fost tatuul meu, dar la pistol m-am descurcat un pic mai slăbuț, am făcut 77 de puncte. Per ansamblu, locul 2 la individual, eu zic că e super tare. Ei bine, indiferent dacă au demonstrat cât de bine se descurcă în fața țintelor sau au optat pentru a fi pașnici, Cupa Presei la Tir a reprezentat cadrul propice socializării altfel decât într-o zi obișnuită. Această toamnă aduce un nou sezon de târguri și joburi în domeniul medical și medicii care nu raportează în termen de cel mult 7 zile vaccinurile administrate pacienților vor fi sancționați. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt.
Această toamnă aduce un nou sezon de târguri de joburi în domeniul medical, unde cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot întâlni zeci de recrutori care le vor oferi cele mai potrivite oportunități, atât în țară cât și în străinătate. Cadrele medicale din Mureș sunt invitate la târgul de joburi Careers in White pe 5 noiembrie la Hotel Grand între orele 10 și 16. Aici se vor întâlni cu agenți de recrutare, reprezentanți ai spitalelor și clinicilor medicale din Europa și nu numai, dar și cu reprezentanții altor centre medicale care le vor pune la dispoziție toate informațiile de care au nevoie pentru a reuși să-și găsească jobul potrivit. Joburile prezente în cadrul târgurilor sunt adaptate nevoilor și intereselor candidaților din România și se adresează tuturor categoriilor de personal medical: medici specialiști, medici rezidenți, dentiști, asistenți medicali, fizioterapeuți, moașe, absolvenți de medicină și alte categorii. Medicii care nu raportează în termen de cel mult 7 zile vaccinurile administrate pacienților vor fi sancționați. În prima fază, sancțiunea va consta într-un avertisment. În cazul repetării abaterii, medicii riscă o amendă care poate ajunge la 10.000 de lei. Cadrele medicale consideră că raportarea nu are beneficii și se plâng că vor avea mai mult de muncă. Rata de vaccinare în România este de 75%, deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca rata să fie de 95%. Ministerul Sănătății va pune în curând în dezbatere publică proiectul Legea Vaccinării. Agenția Națională de Administrare Fiscală se află în faze avansate pentru modificarea legii evaziunii fiscale, în așa fel încât legislația din România să permită o mai ușoară investigare a potențialelor infracțiuni, a declarat marți președintele instituției, Dragoș Doroș. Suntem în proces să modificăm, suntem în dialog cu Ministerul Justiției, cu Ministerul Public, cu parchetele generale, precum și cu celelalte divizii ale parchetului din România, să facem în așa fel încât legislația din România să permită o mai ușoară investigare a potențialelor infracțiuni. Vreau să apăr inspectorul fiscal în sensul în care legislația din România în acest moment obligă inspectorul fiscal să facă o plângere penală de câte ori are o suspiciune, a spus Doroș. Liceul Tehnologic Ioan Bojor din Reghin a fost gazda primei ediții a concursului național interdisciplinar. În cadrul acestuia, elevi din mai multe județe s-au întrecut în a-și dovedi abilitățile culinare, mecanice, dar și de buni biologi și agricultori, menite să le stârnească spiritul de competiție, dar și cunoștințele dobândite de-a lungul anilor de studiu. Priceperea, îndemânarea, dar și talentul elevilor au jucat un rol esențial în produsul final. Se desfășoară prima ediție a concursului regional interdisciplinar Ioan Bojor. Este un proiect al câștigat de școală, finanțat de către Primăria Municipiului Reghin și Consiliul Local Reghin. Se adresează elevilor de liceu și de școală profesională, și l-am organizat pe cele patru domenii ce corespund calificărilor profesionale din școală, ca de exemplu mecanică, agricultură, industrie alimentară, alimentație publică și turism. Scopul proiectului este acela de a arăta comunității modul în care se desfășoară activitățile din cadrul instituției, dar și un prilej de socializare cu instituțiile din alte județe. Suntem încântați că am avut onoarea să putem organiza în școala noastră un astfel de concurs regional, fiind primul concurs de acest tip. Elevii s-au descurcat foarte bine. Concursul are două secțiuni, la domeniul natură și agricultură. Prima secțiune a fost recunoașterea plantelor medicinale. De asemenea, suntem încântați să spunem că avem un lot cu plante medicinale care au fost cultivate de elevii noștri sub coordonați de noi. Concursul a constat în recunoașterea acestor plante medicinale, după care s-a trecut la descrierea lor și apoi s-au prezentat câteva indicații terapeutice. Concursul gastronomic a fost unul din cele mai atractive, deoarece la final delicatesele au putut fi savurate de cei prezenți. Am hotărât să facem un concurs cu preparate din zona din care provin. Și ne-am cumpărat materiile prime, ele frumos au gospodării, s-au organizat singure în bucătărie și și-au făcut preparatele. Participanții s-au arătat foarte încântați de reușitele lor și au privit concursul ca pe un mod educativ de distracție. Nu a fost nici ușor, dar nici greu. Am avut un pic de emoții, dar ne-a ieșit. Organizatorii își propun ca pe viitor concursul să capete amploare și să numere cât mai mulți concurenți din cât mai multe județe. Pe cai, toți suntem egali, indiferent de problemele și afecțiunile de care suferim, lucru pe care l-au simțit zeci de copii din municipiul Reghin, care suferă de diverse afecțiuni. În mai multe serii, micuții au avut șansa să cunoască tratamentul perfect prin hipoterapie.
O altă serie de activități terapeutice în care nobilii care și-au dovedit tratamentul perfect au fost încheiate la centrul sportiv Ecvestru din municipiul Reghin. Este un curs de hipoterapie plătit de clubul Rotary. Este a ena tură de călărie. Una din turele de călărie, unul din ciclurile de călărie a fost sponsorizat de către primăria Reghin. Și efectele au fost uimitoare, motiv pentru care au și ei sponsorizat atâtea cicluri de călărie. Progresele înregistrate de copii după ședințele de hipoterapie sunt majore, printre aceștia înregistrându-se copii care au început chiar să meargă, să comunice și să fie mult mai sociabili. Ceea ce privește hipoterapia a fost primul an când s-au inclus copii și din alte părți. Am avut un băiat din Brâncovenești și un băiat din Suseni, în plus față de cei care umblă la școala ajutătoare din Apari. Ciclul care tocmai s-a încheiat a fost unul la care au participat copii cu deficiențe severe în privința mobilității, rezultatele fiind uimitoare. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@shtv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ŠTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi excelentă în continuare. Vă amintim că astăzi, începând cu ora 19, puteți urmări în direct la ŠTV meciul de basket din cadrul Cupei Europene dintre BC Mureș și Tluca Lev. La revedere!